Pe data de 1 septembrie 2020 s-a dat startul unui proiect de cercetare intitulat Sisteme active de administrare a medicamentelor pe bază de nanoparticule magnetice funcționalizate cu peptide pentru tratamentul bolilor urechii interne, TARGIR. Acest proiect de cercetare este coordonat de Universitatea Polonia din Iași în colaborare cu Universitatea din Oslo, Norvegia și Institutul de Cercetări Biologice Iași, filială a Institutului Național de Cercetare Dezvoltare pentru Științe Biologice, București. Obiectivul principal al acestui proiect este prepararea de nanovehicule magnetice funcționalizate cu peptide și încărcate cu medicament capabile de dublă țintire activă. Sub acțiunea unui câmp magnetic și interiorizarea celulelor specifice urechii interne datorită ligazilor peptidici. Două tipuri noi de nanovehicule vor fi studiate în cadrul acestui proiect: nanocapsule pe bază de oligochitosan și lipozomi acoperiți cu oligochitosan. Pe data de 30 septembrie 2020, Universitatea Polonia din Iași a organizat workshopul de lansare a proiectului respectând toate normele sanitare în vigoare privind prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul coronavirus. La workshop au participat fizic membrii din echipa proiectului ce fac parte din Universitatea Polonia din Iași, membrii echipei de cercetare din cadrul Institutului de Biologie din Iași, iar echipa partenerului norvegian a participat prin intermediul platformei Zoom. Am avut plăcerea să lansăm un proiect al cărei finanțare am câștigat-o recent. Este un proiect colaborativ care implică trei parteneri: Universitatea Polonia, care coordonează efectiv proiectul, Universitatea din Oslo, Norvegia, și Centrul de Cercetări Biologice din Iași, filiala Centrului de Cercetări Biologice din București. Proiectul se desfășoară pe durata a 3 ani, cu mai multe sarcini, desigur, și task-uri de rezolvat, valoarea totală atingând aproape 1.200.000 de euro. Repet, astăzi a fost workshop-ul de lansare al proiectului. Până la finalizarea lui vor mai fi workshop-uri de prezentare a rezultatelor, etc. Și am convingerea că grupul de cercetare pe care l-am constituit, consorțiul pe care l-am constituit, va fi capabil să rezolve cu succes tematica, subiectul pe care l-am propus. Proiectul Sisteme active de administrare a medicamentelor pe bază de nanoparticule magnetice funcționalizate cu peptide pentru tratamentul bolilor urechii interne se va desfășura pe parcursul a 36 de luni. Operator de program fiind Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării. Activitățile din cadrul acestui proiect sunt finanțate de Mecanismul Financiar Norvegia 2014-2021 și bugetul de stat.